Sunt prezenți un număr de 17 consilie. Ședința poate să se desfășoare în condiții de legalitate. 18. Da? Vă rog să mai uităm o dată, domnul secretar, ca să... 18. Da, numărașul din mine ar fi 21. 18 prezenți. Cu mine 10, 3 și 13. Având în vedere dispoziția numărul 1258 din 17 a 8 a 2016, se convoacă Consiliul Municipal Roman, Consiliul Local al Municipiului Roman, cu data de 19 a 8 a 2016, ora 10, cu ordinea de zi pe care ați primit-o toată lumea, cu cele 13 puncte de pe ordinea de zi, plus un punct de, pe ordinea de zi suplimentar. Supun la vot această ordine de zi. Aș vrea să propun reducerea de ședința. Nu se poate la... Este extraordinar. Supun la vot această ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Roman. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 53 din 2 a 3 a 2016, privind aprobarea strategiei energetice a Municipiului Roma pe perioada 2015-2020. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil cu menține buget estimativ între 100 de mii și 25 de milioane de euro. Conform adresei Consiliului Județean. Deci, conform adresei de solicitare a Consiliului Județean, valoarea estimată este între 100 de mii de euro și 25 de milioane de euro. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, nu? Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în bugetul local pe 2016 a sumei necesare finalizării proiectului Reabilitarea, Modernizarea și dezvoltarea Colegiului Național Roman Vodă, Corpul B, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii educaționale. Proiect SMIS 5378-1. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea clădirii destinate Muzeul Personalităților Romașcani, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 5. Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în Municipiul Roma prin amenajarea Parcului Zăvoi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuțiile astea sunt? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor de proiect privind îmbunătățirea factorilor de mediu și condițiilor de viață în Municipiul Roma prin amenajarea Parcului Jora. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Aviz Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul îmbunătățirea factorilor de mediu și condițiilor de viață în municipiul Roman prin amenajarea parcului Jora. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Proiectul numărul 8. Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor de proiect privind conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 9. Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt? Nu supun la vot. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 209 din 2015 privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 210 pe 2015 privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții și a personal al Spitalului Municipal de Urgență Roma. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea proiectul 13. De hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 219 din 18-12-2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Locatul Roma, instituție publică în subordonare a Consiliului Local. Clubului Sportiv Municipal Roma, instituție publică în subordonare a Consiliului Local al Municipiului Roma. Comisia de Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt discuții. Da, vreau eu să precizez aici ceva. Vă rog, domnule. Ca să știi despre ce e vorba. Este vorba despre transformarea unui post de inspector 1A în debutant, pentru că cu asemenea vechime nu a venit nimeni la concurs și atunci dăm o șansă tinerilor să vină la concurs. Deci e și o salarizare mai mică în cadrul bugetului clubului, dar în același timp să formăm și o persoană tânără care să se afirme pe viitor. Și e vorba de asemenea de înființare de două posturi de muncitori. Tocmai pentru creșterea siguranței și acoperirea acestei două posturi sunt pentru bază, siguranță și verificare. Tocmai pentru că avem servicii cu un grad mai ridicat de risc, încât organigrama practic rămâne aceeași, sunt aceste două modificări pentru rentabilizarea activității. Probabil de-a lungul timpului vor mai fi modificări, fiind o entitate nouă, până se așează, are nevoie să aibă și experiența funcționării ei. Dar acestea sunt lucrurile sunt minimale, nu sunt din modificări esențiale în interiorul clubului. Am vrut să vă spun ca să știți exact despre ce vorba. Vă mulțumesc! Mulțumim! Da, domnul consilier. Deci eu am fost unul, poate, care am propus la înființarea acestei noi entități. Într-adevăr, este bună, dar, într-adevăr, cum a spus și domnul primar, a spus că vor fi transferate de cadrul primăriei, organigrama nu va crește. Nu. Dar, acum văd două funcții necalificate și două, deci cheltuie. Două sunt. Dar de cadrul nu buget.
pentru că s-a micșorat de la 1A la deputant. La sumă? Da, la sumă rămânem la fel. Și inclusiv dacă luăm complexul sportiv de antrenament Moldova, el a crescut ca și dimensiune și atunci ne trebuie și personalul ar trebui să luăm, exact cum a fost la Piatra, vedeam, cu sacul la portocaliu, cu fuste, zice, cum ne vreau și cei cu venit cu mine, dar la cei care lucrează și alte sporturi, se face curățenie pe malul Moldovei. Acum sunt programați pe ocolitoarea Roman Vest, deci 460 scuși acolo. Vadă lumea, că e lumea. În parcă asta doamnă a lucrat o lună de zile la frunze și la fi scoatem și îi băgăm și acolo. Era o metodă foarte bună. Dar nu putem acoperi, pentru că sunt servicii care trebuie făcut pe zi de zi, cei la 416 din un anumit număr de zile. Au un anumit număr de zile, n-au o constanță lunară. Și sunt acoperi. Da, da, da. Și sunt acoperi. Curente de zile care trebuie să acoperi. Scutirea medicală de către... Păi, am și verificat. Gândiți-vă că am preluat cu peste 1500 de dosare și în momentul de față suntem la sub 270. Deci vă dați seama că am făcut o triere de la 1500 la 270. Am făcut o verificare și facem în permanență. Cei care nu se încadrează, automat părăsesc rata de plată. Deci cheltuielile la clubul sportiv ne încadrăm, nu? Ne încadrăm la perioada de rectificare. Va urma în partea a doua anului, rectificarea pe sfârșitul anului. Pentru că am înființat, am prins bugetică pentru prima parte. Și așa. Dar tot ce înseamnă că a venit cu picătelă, rămânem în ele. Pe partea de personal. Pe partea de personal. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Ține? Unanimitate. Mulțumesc. Proiectul suplimentar numărul 14, privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 151 din 26.07.2016. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Aceasta ședința v-a sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare. O zi bună. Dar aș dori consilierii local PNL să rămână pe loc. Vreau să ne organizăm în activitatea pe care noi am lansat-o cu Salvează o viață și v-aș invita să mergem împreună cu toții la spital. Dacă consilierii PSD sunt de acord, eu invit și pe dânsii să mergem. Merge separat. De acord. Am crezut că merge tot Consiliul Local.